Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Astăzi, împreună cu Ienina Spinei, expert, vom încerca să abordăm mai multe aspecte ce au fost discutate în prima jumătate a acestei zile în cadrul unei mese rotunde, în care au fost elucidate mai multe aspecte ce țin de construcțiile din țara noastră și, de fapt, de unii concetățeni de ai noștri care investesc în imobile și până la urmă ajung să nu își poată intra nici în posesia acestor apartamente, dar nici nu le sunt returnate mijloacele financiare. Doamna Spinei, bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bine, haideți pentru început să explicăm telespectatorilor care a fost scopul organizării acestei mese rotunde, unde s-a încercat a pune accentul, care sunt punctele vulnerabile în această problemă. Organizația noastră Transparency International Moldova a făcut în acest an un follow-up, deci o revenire la un subiect care a fost inițiat încă în 2014, când organizația a realizat un studiu ce ține de riscurile investițiilor în spațiul locativ. Atunci colega mea, doamna Zinaida Guțu, a analizat problematica din punct de vedere a litigiilor care există între cetățenii care au investit banii lor în companiile de construcții ce au falimentat ulterior, a analizat tipologia contractelor, a sintetizat legislația națională, dar și practicile relevante ale altor țări și a venit cu o serie de propuneri de îmbunătățirea cadrului legal pentru a proteja cetățenii investitori în locuințe. De aceea, în acest an, noi am vrut să ne uităm, dar ce s-a schimbat în acest domeniu? Au fost oare introduse careva modificări în cadrul legal pentru a ușura viața acestor cetățeni investitori? Cum statul este preocupat de protejarea intereselor acestora? În acest an am mai deschis parantezele, am efectuat o cercetare sociologică, am intervievat jur de 72 de respondenți pentru a afla starea de lucru în domeniu, pentru a afla opiniile respondenților privind problemele cu care se confruntă, viziunea lor referitor la contactele cu diferite autorități care ar trebui să se preocupe și să le rezolve problemele și cum consideră ei că se poate ieși din acest impas. Doamna Spinei, astăzi în cadrul acestei mese rotunde s-a vehiculat cifra de 3 milioane de euro care au fost pierduți de către oameni, cei care au investit în cumpărarea apartamentelor de la companii care ulterior au falimentat. Haideți să explicăm telespectatorilor pe ce ne bazăm atunci când operăm cu această cifră de 3 milioane de lei și dacă doar ăștia sunt persoanele care au avut de păgubit de pe urma acestei scheme, care aș îndrăzni să zic că este una bine pusă la punct în țara noastră. Deci, da. Chiar de la bun început vreau să fac niște precizări. Vă rog. Că deci, noi am intervievat 72 de respondenți care au investit bani în 13 companii de construcții care ulterior au falimentat. Noi am vrut să analizăm proporțiile acestui fenomen, să vedem care sunt pierderile. Dar întrucât pentru a efectua calcule și extrapola informațiile pentru a veni cu pagube, noi aveam nevoie și de datele administratorilor de insolvabilitate. Din păcate, din 22 de administratori de insolvabilitate, noi ne-au oferit informații doar 8. De aceea, noi ne-am rezumat la calcularea nu pagubilor, ci a cheltuielilor persoanelor care au pătimit urmare a investirii banilor în construcția apartamentelor. Și vreau tot să fac o corectare, nu e vorba de 3 milioane de lei, eventualele cheltuieli ale acelor 72 de respondenți sunt aproximativ de 3 milioane euro, deci 3 milioane euro nu putem să comparăm, e o sumă mult mai mare și aceste 3 milioane, aproximativ 3 milioane euro, ele constau din anumite plăți. În primul rând, plățile pentru apartamentele pe care au vrut să le aibă în posesie respondenții. Vreau să remarc aici că practic 80% din respondenți au plătit integral aceste apartamente. Vă dați seama, banii au fost transferați companiilor de construcții, mare parte banii erau înumerați și nu trecuți prin, ca de obicei ar trebui să fie prin conturi. Companiile, unele le-au contabilizat, altele nu le-au contabilizat. Deci situația în domeniu este într-adevăr problematică. Deci
2,4 milioane doar pentru apartamente. Sunt persoane care s-au adresat la avocați pentru a le apăra interesele și la suma respectivă se mai adaugă, deci, serviciile avocaților, dar mai sunt și persoane care au rămas și fără apartamente, dar și fără bani. Și respectivii, de fapt, sunt nevoiți să închirieze apartamente. Au rămas pe drumuri oamenii. Iar suma cheltuielilor pentru chirie se cifrează cam la 400.000 de euro. Ca să vă dați seama, să fie mai clar, asta e circa 11.000 de euro per fiecare respondent care stă la chirie. Dar dacă am luat în considerație că potrivit administratorilor de insolvabilitate pentru a ajunge la bun sfârșit construcția acestor apartamente e nevoie de la 10 până la 50% din valoarea apartamentelor de plătit suplimentar, ne-am putea da seama că cheltuielile pentru construcție sunt extrem de mari. Și vă spun încă o dată, deci e vorba doar de 72 de respondenți. Dacă am luat în considerație doar acele date care ne-au oferit 8 din 22 de administratori de insolvabilitate, și anume că în companiile de construcții pe care le gestionează ei au achitat bani pentru apartamente peste 2000 de respondenți, vă dați seama, peste 2000 de persoane, vă dați seama. Dar vreau să vă spun că atunci când am făcut toată cercetarea, bineînțeles că am utilizat diferite surse de informație și interviurile cu persoanele simple care au păgubit în rezultatul investirii banilor, dar și cu administratorii de insolvabilitate. Am mai navigat pe rețele de socializare, pe forumuri, unde oamenii își exprimă păsul, unde oamenii sunt indignați, unde oamenii sunt disperați, care urmăresc activitatea companiilor reprezentanții cărora i-au amăgit, i-au dus de nas. Probabil telespectatorii noștri se întreabă un lucru. De ce această schemă funcționează în Republica Moldova? Unde nu e bine acest mecanism? Unde nu funcționează? Cine nu și-a făcut tema pentru acasă? Cadrul legislativ, persoanele sunt foarte credule, nu obțin un document probleme, la mână? Probleme sunt foarte multe. Chiar și atunci când am intervievat respondenții și am constatat că jumătate din cei care s-au adresat la diferite autorități pentru a-și rezolva cu disperare problema, deci nu a fost rezolvată și oamenii au spus că sunt diferite cauze. În primul rând că nu există un cadru legal care să protejeze investitorii în relațiile acestora cu companiile de construcții. Nu există prevederi legale care să responsabilizeze conducătorii companiilor de construcții. Totodată oamenii socot că în acest domeniu este foarte multă corupție. Ei spun că de obicei este vorba de plăți neoficiale atunci când se eliberează certificate de construcție, de urbanism, când trebuie să fie dat în exploatare vreun obiect, când trebuie să fie introduse modificări în proiect. Respondenții au spus că după conducătorii unor companii de construcții stau demnitari și funcționari de stat care protejează aceste afaceri. Uneori chiar ei sunt adevărații proprietari ai companiilor. Totodată respondenții au spus că autoritățile statului care trebuie să vegheze asupra respectării legislației, care trebuie să le apere drepturile, nu o fac. În special s-au referit la organele procuraturii, la afacerile interne, la procurori, judecători. Deci oamenii se simt vulnerabili și oamenii nu se simt protejați, deoarece statul nu întreprinde măsuri necesare, în primul rând la nivel legislativ, pentru a le apăra interesele. Când vorbim despre acești agenți economici, până la urmă există transparență în activitatea lor? Eu, în calitate de potențial investitor, am dreptul a cere autorizații de construcție sau alte documente din cadrul acestei instituții? Până la urmă să mă conving de care este starea reală de lucru? Să mai dat în exploatare alte blocuri? Care este situația? Deci, la fel revin din nou la sondaj. De unde au aflat persoanele pătimite despre compania de construcții? De cele mai dese ori află din publicitate. Publicitatea știm că uneori este foarte promițătoare, uneori chiar foarte agresivă. Din păcate, în publicitate nu sunt date concrete despre companii, mai ales atunci când vorbim despre publicitatea scrisă în internet.
date despre licență, despre certificat de înregistrare, certificat de urbanism și așa mai departe, niciodată nu găsești într-o publicitate. Totodată, atunci când am întrebat oamenii, spuneți-vă, dar dumneavoastră v-ați interesat? Ați solicitat careva informații despre compania de construcție înainte de a încheia un contract cu aceasta. Parcă 3/4 din populație, din cei intervievați, au spus că da. Am solicitat și mai mult decât atât, o bună parte din aceștia au apelat la serviciile unor juriști sau chiar avocați pentru a verifica autenticitatea documentelor care le-au fost oferite în companie, ba mai mult decât atât pentru a trasa istoria companiei de construcții. Și totuși, chiar și aceste persoane, trei pătrimi din cei care știau despre existența unor asemenea documente și chiar le-au verificat, oricum au pătimit. Problema e încă între aceea că aproape un sfert din respondenți nici nu s-au preocupat de aceasta. Ei au fost sau prea încrezători, sau nu le-a păsat, sau au aflat că blocurile de locuit care se construiesc sunt pentru procurori sau pentru colaboratorii SIS-ului și au crezut că totul va fi ok, că aici nu poate interveni nicio problemă. Deci au suferit și unii și alții. De aceea, într-adevăr, informația despre activitatea companiei, în special despre propunerile, promisiunile companiei când ea vine cu un proiect de construcție, trebuie să fie nu doar detaliate și transparente, dar ele trebuie să fie în prealabil verificate de către o entitate a statului. Doamna Spinei, am urmărit foarte atent această dezbatere. Până la urmă, probabil foarte multă lume nu a înțeles cine sunt proprietarii de iure și de facto acestor apartamente. Compania de construcții sau eu în calitate de investitor? Haideți să spunem așa, eu nu vă pot răspunde la întrebarea aceasta, mai bine vă răspunde doamna Zinaida. Da, doamna Zinaida. Haideți să revenim atunci la acest sondaj pe care l-ați făcut. Spuneți-mi, vă rog, cine de regulă devin victimea acestor mașinării? Oamenii simpli, oamenii din mediul rural, cu un venit poate mai mic, cu studii medii? Sau avem diferite categorii de cetățeni implicați aici? De fapt, nu contează din ce mediu provin potențialii investitori din mediul rural, urban, sunt inteligenți, mai puțin școlarizați. Deci, noi toți, de fapt, putem fi victime ale unor asemenea scheme, ale unor asemenea escrocherii pe piața imobiliară. Cât de frecvent suntem cei care ne ciocnim cu asemenea probleme? Oamenii merg în instanță de judecată, pomeneați ceva mai devreme că la prima etapă merg la tot felul de juriști pentru a se consulta. Cât de mulți merg în instanță de judecată, cât de mulți obțin returnarea banilor dacă sunt puși în situația de a înțelege că nu e posibil să aibă un apartament? Vă spuneam adineauri că oamenii au apelat la serviciile juriștilor, unii care au fost foarte perseverenți și au vrut să diminueze riscurile atunci când era vorba despre activitatea companiei. Dar după ce au încheiat contractul și au văzut că acest contract nu se execută, că lucrările au fost înghețate, atunci oamenii, bineînțeles, că apelează la toate instanțele posibile. Cea mai mare parte a respondenților au apelat la avocați atunci când a fost vorba de procesul de insolvabilitate. O bună parte din respondenți au apelat la juriști în instanță atunci când au dorit să recupereze banii investiți. Au fost mulți care s-au adresat la procuratură sau la Ministerul Afacerilor Interne sau la Centrul Național Anticorupție, dar după cum v-am și spus, jumătate din cei care au apelat la diferite autorități nu și-au putut soluționa problema. Și după cum ziceam, printre cauze, una din cele mai frecvent invocate cauze este corupția în domeniul construcțiilor din banii cetățenilor. Oamenii spunând că mulți reprezentanți ai companiilor de construcții pe șleau le spuneau că ei îi pot cumpăra pe toți, începând de la procurori până la judecători. Chiar aș putea face niște referințe, niște întrebări deschise. De pildă, dacă e vorba de compania Tomailă Argo, conducătorul face publicitate. Nu contează, informațiile acestea sunt în mod oficial, sunt publicate, sunt începute procese de insolvabilitate, deci nu sunt date caracter închis. Deci, Tomailă
Тамайлы, в читескан русы, кум аши спус персуана, Тамайлы сложно наказать. У него в правительстве, в суде свои каналы и связи. Перед закрытием фирмы он уверял, что с ним будет все хорошо. Сау, дак и не реферим лау алте компании де конструкции, ворба де локуинцы пентру тоть, ун каз криминал, кэнд ачасты компания анчепут се конструяска каса пе теренул де жуака пентру копий, кондукатуру ачестей, pardon, patronul acestei companii, Brlădeanu, are peste tot relații, a plătit mită. De aceea și judecata nu mergea așa cum așteptau persoanele pătimite. A fost recuzat chiar și judecătorul, chiar dacă legislația nu permite recuzarea acestuia. Ce fac celelalte instituții abilitate? Apropo, aici ar fi cazul să anunțăm și telespectatorii. Eu, în calitate de jurnalist, am solicitat prezența unui reprezentant al Ministerului Construcțiilor. Cu părere de rău, nu a fost de găsit reprezentantul serviciului de presă, respectiv nu s-a dat curs acestei invitații. De aceea vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce fac celelalte instituții abilitate? Pentru că și astăzi, la această masă rotundă, urma să vină mai mulți oficiali, mai mulți reprezentanți ai diferitor instituții. Instituții ale statului. Unde s-au pierdut? Aveți absolută dreptate. Noi am invitat reprezentanții Ministerului Justiției, al Ministerului Economiei, reprezentanți din Procuratura Generală, deputați, reprezentanți ai comisiilor parlamentare. Chiar dacă și-au dat acordul și au promis să vină la acest eveniment, nu au apărut. Eu presupun că există o reticență, o nedorință de a schimba starea de lucruri, fiindcă interesul, de fapt, este pe cealaltă parte a baricadei. Demnitarii, persoanele cu funcții înalte în statul acesta, deseori sunt în spatele companiilor de construcții și profită pe seama acestora. Doamna Spinei, luăm o mică pauză, după aceea revenim în studioul la discuții. Акцент.тв.мб. Это последние новости и прямые трансляции самых важных событий из жизни страны. Это аналитические передачи онлайн с интересными гостями. Это авторские проекты, в которых каждый найдет для себя что-то новое. Акцент.тв.мб или а-тв.мб. Следите за нами на Фейсбуке и в Твиттере. Stimații telespectatori, am revenit în studioul la discuții. Între timp ni s-a alăturat și Zinaida Guțu, avocat. Bună seara și bine ați venit, doamna Guțu. Discutam ceva mai devreme cu doamna Spinei despre această masă rotundă care s-a desfășurat în prima jumătate a zilei și vroiam să, de fapt, să facem o claritate. Spuneam că am urmărit cu atenție această dezbatere. Până la urmă, să înțeleg că apare o serie de divergențe atunci când vorbim despre cine este adevărat o proprietate a acestor apartamente, compania de construcții sau persoana care investește? Totuși, unde este adevărul? Cum trebuie să vedem starea? Rămân convinsă că este o problemă de ordin juridic nesoluționată, care creează dificultăți în perceperea soluțiilor, inclusiv de către instanțe, pentru că încă în 2014, când în calitate de avocat sunt asociat cu biroul de avocați Pădurarul Brașoveanu, am colaborat cu Transparency, fiind interesată să facem o investigație, să vedem totuși care este problema, unde este cea mai mare deficiență, carență care împiedică soluțiile corecte în astfel de cazuri. Și atunci am raportat și vedem că nu s-a făcut nimic, dacă suntem în 2017 deja. Respectiv, după cum am văd eu lucrurile, că chiar vă rugăm, opinii poate să pot să fie diferite. Deci, simplu vorbind, atunci când cumperi o pereche de pantofi gata, făcuți în magazin, atunci tu cumperi pantofii. Respectiv, ai plătit prețul și statul, apropo, foarte bine protejează cumpărătorii de pantofi. Avem reglementare foarte clare. Ce se întâmplă dacă nu-ți place culoarea pantofilor sau te strâng mai mult decât credeai că o să să-ți vină. Respectiv, e altă situație atunci când vrei o pereche de pantofi deosebiți și sau ai probleme de gen careva, anatomic sau ceva, și comanzi o pereche de pantofi. Mergi la meșter, ai plătit prețul care ți l-au cerut și aștepți să-ți vină pantofii făcuți. Deci, atunci când cumperi, acel care vinde este proprietarul pantofilor. Atunci când tu comanzi,
Respectiv, tu ai plătit banul și aștepți, el o face nu pentru sine acești pantofi, face pentru tine. Și atunci este o altă relație și o altă abordare și cheie de pornire atunci când vezi care este soluția. În cadrul nostru legal, avem prevedere legală stipulată în codul civil, că atunci când se creează un bun nou, că asta avem în situația că atunci când se încheie contracte de investiții în construcții, atunci proprietatea aparținul celui care o face în situația asta companiei de construcții, dacă legea nu prevede altfel. Și iată lipsa prevederilor legale care ar spune ce sunt aceste contracte care au fost botezate de, ca și contracte de investiții, apropo, de către guvern, prin anii 95 sau 96, dacă nu mă înșel. Și azi la masă rotundă o să zic că e aiureală completă această botezare. Și iată, pornind de la această neclaritate, am făcut și noi investigațiile. Așa atunci în 2014, când am lansat primul studiu și actualmente. Și ne-am convins că în cazul Uniunii Europene este o abordare diferită a acestor feluri de contracte, care ar fi bunul nu există, cineva investește în acest bun viitor, deci sperând să-l obțină în proprietate. Părerea mea este, pe care am promovat-o în aceste proiecte de legi pe care o să le promovăm, sperăm să fie luate în serios, este că atunci când se încheie acest contract de investiții, nu poate compania deveni proprietar. Proprietar trebuie să devină cel care a investit în acest imobil. Domnule Cuțu, apărea întrebarea firească. Atunci când am investit, vedem ceva nu merge, avem anumite dubii raportate la calitate și de fapt la faptul că va fi finalizat acel bloc. Care sunt drepturile acestor persoane care au semnat asemenea contracte? Putem retrage banii? Putem anula? Putem cel puțin anticipa o stare de lucruri? În situația actuală, da. Însă și cum s-a ajuns la o stare de lucru, vedem că nu există garanții. Faptul că avem, așa, părerea, acum este promovat, va fi promovat precum că Agenția prin Protecția Consumatorului, că am avea 5 companii de construcții de bună credință care nu au astfel de probleme. 5 companii. În raport cu 30 de companii care au falimentat. Așa? În ultimilor 10 ani. Deci, însăși acest indice și raport evident inechitabil și în favoarea celor fără bună credință, respectiv, ne punem întrebarea că nu există claritate în cadrul legal, nu e vorba de implementarea cadrului legal, dar de faptul că el nu există. Și făcând studii am descoperit că și Belgia, și Franța, și alte state avansate, dar să nu mergem mai departe, Rusia, de unde a venit aceste scheme, consider eu, care au fost acolo, au făcut ravagii mai înainte de noi, pentru că și în 2004 deja acolo s-a reglementat acest sector. Și este foarte bine reglementat, atât din punct de vedere al încheierii contractelor, al survenirii situației când vreau să-mi retrag banii, pentru că pe hârtie, noi avem foarte multe persoane pătimite care au hotărâri de judecată, în care totul este ok și avocat și-a făcut treaba. Au încasat de la companii. Dar dacă banii nu sunt? Sunt bani pe hârtie care nu se execută. Și astăzi unul din cei care au pătimit au relatat care sunt tertipurile la care recurg toți cei care sunt implicați în această proces de implementare a legii, de respectare a legii, ca să evite, sunt prea multe, deci, lacune care permit să se ajungă în această situație. Doamna Spinei, astăzi în cadrul acestei dezbatere am văzut și persoane care au avut de pătimit. Până la urmă, de ce vocea lor nu este auzită? De ce nu se ajunge la un numitor comun? Eu cred că asta e prima întrebare care trebuie să o adresăm autorităților care nu sunt preocupate pe parcursul ultimilor 2 ani, chiar având propunere de modificare a cadrului legal, nu sunt preocupate să schimbe situația reală în țară. Oamenii pun foarte multe întrebări care în ultimul timp devin de retorice.
Cum credeți, oare este normal ca o companie de construcții care are un capital social de 5.400 de lei să atragă investiții de zeci și sute de milioane de euro? Este oare normal ca un conducător sau un patron de companie de construcții să folosească banii așa cum îi place, să-și cumpere jeep-uri, să-și cumpere vile de lux, să călătorească după hotare, să-și cumpere alte business-uri nefiind pedepsit? Oare este normal ca în această situație statul să nu întreprindă nimic pentru a-și proteja proprii cetățeni? Doamna avocat, potrivit datelor Ministerului de Interne au fost pornite 77 de cauze penale, 37 dintre cauze au fost transmise în instanță de judecată. E o rândunică care vine să arate că se face primăvară? Sau nu? Ar fi bine să fie așa. Din ce s-a relatat astăzi la masa rotundă, pare să sunt două cazuri de condamnare reală în astfel de situații. Când probabil mașinațiile la care s-au recurs erau atât de evidenți că au fost greu de ascuns. Dar în celelalte situații să vedem cum se vor finaliza aceste cauze. Pentru că personal, făcând studii de caz, referitor la compania Tomail și preluată după asta aceeași afaceri de către ilegal, considerăm noi de către Romanța Plus, acolo, deci, am văzut ordonanța de încetare sau de neîncepere, nu pot să vă zic acum, pentru că pe foarte multe pagini, zeci de pagini, în care organele s-au străduit cât se poate mai bine să argumenteze că banii au fost investiți în construcții. Deci, proiectul de la Domeniuc, să-l vedeți, e de plâns. E de plâns. Deci, din trei blocuri care sunt alăturate, numai unul, care este cel mai puține, 4, 6 sau 7 etaje, numai acela este la un grad de finisare care acum oamenii pot investi banii proprii ca în suplimentar ca să îl finiseze. Unul din blocuri nu are două etaje, iar cel din mijloc este înclinat, așa a zis inspecția în construcție, astăzi ministerul nu ne-a spus ce înseamnă că este înclinat. Deci oamenii vor investi, nu se știe ce este cu acel bloc. Respectiv, deci neurmărirea persoanelor probabil este venit de la siguranța pe care o acoperire pe care o au ei în spate. Pentru că nu sunt relatările noastre sau constatările noastre. S-a făcut și analiza presei. Pentru toți acești ani. Avem ani buni când în presă s-a dat alarma referitor la faptul că persoane influente deci influențează mersul lucrurilor. Doamna, și mai ales, cred că tot așa s-a întâmplat. Eu vreau pe final de emisiune să explicăm telespectatorilor noștri. Marea problemă este în legea insolvabilității? Legea insolvabilității, ca să zic așa, acum a arătat că persoanele care nimeresc în această procedură nu se pot descurca fără avocați și fără bani suplimentari la ceea ce au pierdut deja. Deci, legea insolvabilității, cu siguranță, părerea noastră, nu este adaptată pentru astfel de procese în care sunt antrenați, într-un caz am înțeles că sunt 400 de persoane în același proces antrenate. Și în acest sens vreau să zic și judecătorii întâmplă, evident, dificultăți enorme pentru că cadrul legal nu le dă soluții potrivite pentru astfel de situații. Și făcând iarăși referință nu numai la legislația Rusiei, dar și la cea a Poloniei și altor state, în care se ia în vedere faptul că aceste de procese de insolvabilitate urmează fi reglementate deci într-un mod aparte, astfel încât cel puțin persoanele care au pătimit să nu stea 10 ani în proces. Doamna Spinei, ziua de mâine, cum poate fi mai bună la acest capitol? Cine trebuie să își îndeplinească obligațiunile de serviciu? Spuneți de obligațiunile de serviciu? Sau cele prevăzute de către legislație, poate. Pentru că, până la urmă, problema este stringentă, constatam astăzi, iar soluții se cer imediat. Eu cred că, într-adevăr, sunt necesare soluții urgente pentru a remedia cadrul legal. Transparency International, iată, colega doamna Zinaida a venit cu mai multe propuneri în acest sens, care țin inclusiv de elaborarea unei legi speciale care ar reglementa relațiile dintre cetățenii investitori și companiile de construcție, astfel încât compania ar putea începe construcția având o garanție
pentru lansarea ei, ar avea active și specialiști profesioniști în domeniu, ar avea un capital social adecvat pentru acestui domeniu de activitate, ar exista niște fonduri, niște fonduri de risc în care ar achita cotizații companiile de construcții, ar exista asigurare a riscului din partea companiilor de asigurare și așa mai departe. De fapt, Transparency International a venit cu o serie de soluții pe care noi sperăm să le promovăm în viitorul apropiat, astfel încât guvernanții să nu poată să spună că nu sunt soluții în acest domeniu. Doamna Spinei, doamna Guțu, cu părere de rău, timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs mult prea repede. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii, pentru că tema este una stringentă și urmează a fi puse mai multe accente. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Sunt Vlad Madan, o seară bună!